Probabil că așa cum a mai zis cineva care a stat lângă mine în dimineața aceasta, voi când ați văzut titlul predicii de astăzi, a zis to pifti. Știți că unora le silă de piftie înainte să o mănânce, alții după ce au mâncat cât nu trebuie. Dar astăzi nu o să vorbim despre arta aceasta culinară, ce o să vorbim, adică a mamei lui Ion Creangă, știți, care știa să închege apa cu două picioare de vacă. Nu o să vorbim despre așa ceva, ci o să vorbim despre o conotație. Ați observat că atunci când un om este înspăimântat și mușchii vibrează și nervii și... Cineva spune despre el că tremură ca o piftie. Da. Și dacă ar fi doar ca una, dar aici avem două. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tremură și unul, tremură și altul. Și înseamnă că dialogul între ei doi se face prin tremurat. Da, prin tremurat. Cred că lucrurile de care am zâmbit cel mai frecvent în materie de frică a fost instanțele în care cuiva i-a fost frică de cineva căruia era frică de ăsta. Și tu dacă știai că lui ăsta e frică de ăsta, în timp ce celuilalt îi e frică de moare de ăsta, atunci sigur că ai zâmbit. Dar poate ție ți-a fost foarte frică într-o împrejurare și l-ar mai râs de tine când ți-ai dat seama ce prostii ți-a putut trece pe-n cap, când nu era nimic dincolo de treaba ta, dar ți-ai imaginat tu că să vezi ce se întâmplă. Aș vrea să urmărim o astfel de împrejurare care este profund dramatică și are o adâncă legătură cu viața și ființa noastră. Aș spune chiar sunt fatal inevitabile aceste situații despre care vorbim. Se ajunge acolo, adică fără putința de a evita un final ca acesta. Nimeni nu are capacitatea să evite finalul acesta. De aceea el trebuie ales anticipat. Știți că noi am învățat aici că secerișul se hotărăște înaintea... N-ați fost la predică. Cineva a fost. Secerișul se hotărăște înaintea semănatului. E așa sau nu? Nu, uite, vedeți ce liniște. Știți de ce? Pentru că nu practicăm chestia asta. Noi nu suntem conștienți de asta, nu rămâne mai puțin adevărat. Și anume, tu când ai luat grâu și vrei să pui aici în grădină, de ce ai luat grâu și vrei să pui aici în grădină? Nu să-l semeni. Pentru că vrei să seceri din grădina asta grâu. Deci înainte să iei grâu ăsta, mintea ta ai hotărât care îți va fi secerișul. Altfel pune cartofi. Dar nu. La fel este în cele duhovnicești. Noi avem și noi hotărâm secerișul alegerilor noastre duhovnicești înainte să semănăm în firea pământească sau în firea duhovnicească. Hotărâm ce vom secera înainte să semănăm. Și dacă am vrea să primim acest cuvânt, atunci noi am umblat cu mult mai mare grijă în timpul pribegiei noastre prin această lume. Și înainte de a semăna nu știu ce, ne-am întrebat până la urmă ce vrei să seceri tu de aici. Păi vreau să semăn una și să secer alta. Nu merge. Natura are oroare de așa ceva. Nu se întâmplă. Biblia spune, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. În sensul că sunt unii oameni care cred încă faptul că se poate semăna ceva și se poate secera altceva. Nu. De aceea, astăzi vom merge practic la o situație. Eu am să vă întreb la fiecare pas, să-mi spuneți ce este aceasta. Uitați, acum citim în Deuteronom, capitolul 2, 25. Și aici cuvântul lui Dumnezeu sună așa. Vă rog să ascultați bine, bine și să-mi spuneți nu ce zice, știați ce zice, să-mi spuneți ce este aceasta. De azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer. Și la auzul faimei tale vor tremura și se vor îngrozi de tine, Deuteronom 2:25. Ce este aceasta? O amenințare?
o făgăduință. A zis foarte bine. Dumnezeu nu amenință pe nimeni. Nu e nevoie de asta. Este o făgăduință. Ce este această făgăduință? Nimic altceva decât reflectarea unei realități. Se va întâmpla lucrul ăsta, prorocește Dumnezeu. Tu vei ajunge spune textul aici, în toate popoarele de sub cer. Va exista față de tine această reținere, această frică, acest lucru care te va însoți oriunde vei merge, până acolo că oamenii vor tremura și se vor îngrozi de tine. Aceasta era realitatea. Nu era blestemul lui Dumnezeu, nu era vreo hotărâre arbitrară lui Dumnezeu, lasă să bag spaima în ăștia pentru ceilalți. Nu! Domnul arăta, cum îți spune un doctor, fii atent că ai să vomiți, ai să te doară capul, o să fie așa după treaba aceasta. El știe de ce vorbește așa ceva și la fel a spus bunul Dumnezeu. S-a împlinit lucrul ăsta sau ba? Da. Păi ce scrie aici? Iosua 2:9. Doamna îi explică scoadelor. Știu că Domnul va da țara aceasta. De unde știți, Doamnă? Pentru că ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Vă zic că s-a întâmplat ce a spus bunul Dumnezeu. De ce a ajuns lumea aici? Se știe, a semănat așa ceva și acum a urmat să se cere și la fel este în ziua de astăzi și va fi pentru totdeauna la fel. Nu este niciun fel de fatalitate sau de predestinație a lui Dumnezeu. Nu este o intervenție arbitrară, brutală, nu știu cum, în ce fel, care calcă drepturile omului și alte de felul acesta. Nu, este o simplă enunțare a unei situații care se va petrece în lume. Și așa s-a întâmplat. Bun. Acum, constatarea este că aceste cuvinte de Dumnezeu au fost adevărate. Tremurau oamenii peste tot. Bun. Atunci, iscoadele vin și îi spun lui Iosua. Noi am crezut din toată inima ce ne-a fost spus. Înseamnă că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu care ne-au fost adresate s-au împlinit exact. Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Acesta era semnul. Bun. Acum, iubiții mei, să mergem să ascultăm dialogul dintre două piftii. Doi care tremură unul de altul, acolo unde n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva, niciodată. Iscoadele la inițiativa care îi se pare bună lui Moise. Mi s-a părut bine, a zis el, dar acum îmi dau seama că a fost o tâmpenie teribilă ce am hotărât acolo. Dar când mi-ați propus voi să-i scodim, seara mi s-a părut că e bine. Bun. Ei merg acolo, se întorc înapoi și se întorc cu raportul lor. Aici grupul acestor cercetași se divide în două, așa cum se desparte biserica sau doi oameni care locuiesc sub același acoperiș. Unul apucă dreapta, unul apucă stânga. Cei mai mulți au apucat stânga, 10 dintre ei. Și ei au descris în culori pe care, spune Biblia, au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. De ce au negrit țara? Cine îmi spune? Da, de frică. Din cauza că vedeau negru în fața ochilor. N-ai cum, când vezi negru în fața ochilor, înnegrești o persoană, numai din clipa aia e neagră. Pentru că tu vezi negru în fața ochilor. Nu e persoana neagră, dar tu vezi negru. Ei, pentru că au văzut negru în fața ochilor când au ajuns acolo, au zis că e țara neagră. Nu, tu vezi negru, dar nu, țara nu era neagră. Acum, ce se întâmpla dincolo de cortină? Cu locuitorii țării? Cine poate să-mi spună? Până ați auzit, textul era din aur. Zice, toată țara tremură. Bun, și ăștia 10 ce făceau? Tremurau și ei. De cine tremurau ei? De cei care tremurau de ei. Și avem de-a face cu un dialog de felul ăsta. Noi trăim într-o perioadă a tremuratului. E pământul atât de plin de zvonuri, încât la ora actuală, numai dacă ai masca de oxigen a Duhului Sfânt și respiri de acolo și nu respiri din atmosferă, mai poți să rămâi zdravă în la cap. Altfel, Iisus a spus, oamenii își vor da, se vor sinucide
numărul sinuciderilor e în continuă creștere, numai la auzirea acestor zvonuri. Zvonacii aceștii preoți ai spaimelor s-au înmulțit fără număr din cauza că este legea pieței, cerere și ofertă. Dacă n-ar fi cerere, n-ar fi nici ofertă. Ar putea să fie ofertă fără cerere. Rămâi cu marfa pe în soare, cum se zice, nu o cumpără nimeni. Dar în momentul în care există cerere, imediat oferta își spune cuvântul. Așa se face că amvonul care aparține Domnului Iisus Hristos a fost închinat împăratului spaimelor. Și oameni cu cartea lui Dumnezeu în mână tremură ca piftia ca să facă pe alții să tremure la rândul lor, tremură de acei oameni care tremură în sufletul lor de frica acestora. Dar ei tremură unii de alții. Unora le era frică de ceva. De ce le era frică locuitorilor Canaanului? De moarte, de tot ce se putea întâmpla. Și celorlalți le era frică de altceva. De ce le era frică? Tot de moarte. Oamenii Canaanului nu aveau niciun Dumnezeu. Dumnezeii lor sunt atât de înspăimântători încât v-am menționat dimineața, dacă vedeți filmul apocaliptic, o să vă faceți o idee cam despre cu ce se puteau ocupa oamenii aceștia. Nu aveau niciun fel de Dumnezeu deasupra propriilor creații. Nota comună dintre ei, locuitorii aceștia, plin de spaimă, care tremura sufletul ei, și ceilalți oameni care purtau numele lui Dumnezeu, nota comună era că niciunul nu avea niciun Dumnezeu. Nici oamenii ăștia, nici cei de la biserică. Nu aveau niciun Dumnezeu. Erau la fel de atei. Aceștia care erau acolo și aceia care veniseră acolo ca să vadă țara. Aceasta este ceea ce se întâmplă astăzi. Și spun aceasta pentru că acest fel de frică, această spaimă care intră în inimile oamenilor, li se deschie încheieturile, vorba lui Belșațar, acești oameni sunt așa din cauza că n-au niciun Dumnezeu. Ați fi frică, lăsăm psihologia cu descrierile acestea. Așa sunt eu, sunt mai fricos, mi-e frică de... Nu are sens să discutăm despre acest lucru. Are sens să discutăm despre natura lui, despre originea lui, despre cauza lui. Care este cauza lui? Uitați ce frumos întreabă Domnul Iisus Hristos atunci când ucenicii lui înspăimântați strigă la el din mijlocul furtunii. Păi dacă nici din mijlocul furtunii nu strigi, dacă nici acolo nu-ți dai seama că te înghite moartea, unde mai vrei, frate, ce să mai faci? Nu vezi ce se întâmplă în jurul nostru? Uite. Și Iisus are această întrebare tulburătoare. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Adică, păi zice, uite ce, nu. Eu nu v-am întrebat ce este în jurul vostru, eu v-am întrebat cine este cu voi. Eu asta v-am întrebat. Și v-am întrebat dacă atunci când cine este cu voi, este cu voi, există un motiv sau o explicație pentru tremur ca pieptie în prezența Domnului. Pentru ce, întreabă Iisus? Vă spuneam că eram într-un avion care zbura din Seattle, Londra, și am intrat în niște turbulențe la jumătatea drumului, cum e mai rău posibil, nici să se întoarcă înapoi nu mai putea, eram pe apă, nici să meargă înainte nu mai putea. Am ajuns acolo, era hell înăuntru, s-au deschis astea de bagaje și cădeam într-o aripă, ba în alta, motoarele urlau și ele ca să ne bage spaime în noi. Ziceai că sunt vii. Aoleu, să vă uitau așa, spaima, predicții de-astea groaznice și... Au căzut bagaje, unii beau alcool, dă-i niște englezi, erau în fața mea, s-au îmbrățișat și stăteau amândoi, i-arunca de peretele ăsta, după aia i-arunca de bancă înapoi și vreau să moară îmbrățișați amândoi și așa mai departe. Lângă mine, eu eram cu Biblia în mână și încercam să subliniez niște chestii, dar îmi sărea pixul când am făcut o felul de caricaturi pe Biblie. Cine vede zice că mi-am bătut joc de pagină, dar îmi sărea pixul în toate părțile. Asta a fost. Lângă mine era un tânăr evreu și și-a băgat pumnii în stomac, l-a aruncat, îl dădea de mine câteodată. Eu i-am arătat că este scuzat ori de câte ori să izbește de mine. Eu încercam să mă țin bine, să nu-l izbesc eu pe el, că ar fi fost mult mai grav. Și atunci, la un moment dat, el își pune pumnii așa în stomac.
în situația de acolo și eu îl întreb, zic că te doare stomacul. Da, el îmi spune, zice, când am stres, să rupe stomacul mine, când se rupe stomacul mine când am stres. Și eu îl întreb foarte senin, zic, dar de ce ai stres? Păuleu, când a auzit întrebarea asta, s-a dat un pic mai departe, zice, ăsta s-a dus deja, săracul. Zic, dar de ce ai stres? Tu nu crezi în Dumnezeu? O, bă, da, tatăl meu este rabin la seată, l-am carte de rugăciune aici, în geantă, cum să nu, și eu cred în Dumnezeu. Și care e întrebarea atunci? Dacă Dumnezeu dorește ca noi să ajungem la Londra, ajungem într-o aripă, și dacă nu dorește lucrul acesta, eu nu vreau să ajung, eu vreau să termin chiar aici, vreau să fiu mâncat de pești pe care i-am prins cu undița. Nu vreau să merg mai departe de aici. Tu de ce vrei să ajungi în Londra dacă... Te rog eu frumos, roagă-te tu pentru mine, roagă-te tu pentru mine. Mi-am așezat mâinile pe el și creștinul se roagă pentru iudeu. M-a rugat pentru iudeul acesta care credea în Dumnezeu. Când am terminat rugăciunea, probabil că i-a plăcut, roagă-te și pentru sora mea de la Tel Aviv. Are cancer și mă duceam la sora mea, nu te mai duci acum? Nu, mă duceam, aveam de gând, dar acum nu mai. Bine, mă duceam la sora mea la Tel Aviv și zic că m-a rugat și pentru sora lui. Și zice, aș vrea să te audă tata. Tata să audă așa. Tata să știe, tata lui era rabin. Vreau să vă spun că am asistat la un fenomen, probabil că are o explicație medicală, omul cu care am avut aceste rugăciuni, vrând sau nevrând, în mijlocul unor așa grozave turbulențe ca acelea, o singură dată în viață mi s-a întâmplat așa ceva, a căzut, l-a luat somnul. L-a luat somnul. Dar l-a luat somnul după ce mi-a spus plângând că vrea să stea 10 ore de vorbă cu mine în Londra și a scos, mi-a dat un ceas care avea tot felul de features în el și mi-a spus că vrea să țin ceasul ăla de la el. L-am dat și eu la un băiat care era bolnav de rinichi. Nu mai știa ce să mai facă, vreau să vorbesc. Deci ajungem în Londra până la urmă. 10 ore vreau să vorbesc cu tine în Londra. Iubiții mei, nu știm despre noi adevărul decât atunci când suntem confruntați cu o situație sau alta. Și atunci ce știm? Nu că suntem fricoși sau nefricoși. Suntem niște chicken toți. Dacă nu e Dumnezeu cu noi, n-are nimeni niciun... n-are sens să discutăm de diferență între cananiți și nu știu cine. Nu există diferența aceasta. Diferența o face prezența lui Dumnezeu. Dar abia într-o astfel de situație poți să-ți dai seama și poți să înțelegi care sunt lucrurile de care ne temem noi astăzi așa de tare? Care sunt lucrurile pentru care își dau sufletul de groază mulțimi de oameni astăzi? Care este perspectiva aceea datorită căreia unii s-au mutat și au luat locuințe, s-au mutat prin buș, de mult timp stau ascunși și munți cu tare, am niște prieteni, nu-mi dă telefon, dă-mă și mie să-ți dau bună ziua, nu că mă prinde FBI-ul, află de mine. Unul uită ușa deschisă la mașină seara ca un bezmetic, și dimineața vine acolo și o doamnă în vârstă stă pe pervazul blocului și ce bine că ai venit, maică, toată noaptea ți-am păzit mașina, că ai uitat ușa deschisă seara, dar el când ieșea pe hol, aule, mi-a spart mașina. Mă, tu crezi că ești buricul pământului, te caută pe tine FBI-ul, nu mai are despre cine vorbi, decât de tine, ești, e ceva de groază. Dar sunt oameni care trăiesc în acest fel de atmosferă, n-au niciun Dumnezeu. Ascultați-le predicile. Ascultați predica lor, n-au niciun Dumnezeu în toată predica asta. E cazul să te întrebi și tu ce ești, a spus poetul Burtescu. Dar e cazul să te întrebi acum, dacă vrei. Dacă vrei să te întrebi acum, ce vei secera tu într-o situație de felul acesta? Și răspunsul este foarte simplu. Nu vei secera altceva decât ce ai zidit tu despre Dumnezeu în sufletul tău. Nimeni nu le ia de acolo, nu se schimbă lucrul ăsta niciodată. Ce ai zidit tu despre Dumnezeu în sufletul tău te va dirija în dreapta sau în stânga. Alegerea a fost cândva înainte. Ai avut și ai prilejul să alegi pe Dumnezeu sau să alegi firea. Lucrul acesta este atât de grav, acest fel de spaimă și de împăratul spaimelor de care vorbește în Iov și de slujitorii altarelor spaimei din lumea de azi, articole și predici, despre ce urmează să facă noua ordine mondială, ce mișcări se fac, ce a făcut grupul Bilderberg, ăștia, îți închipi că ăștia se adună și invită spectatori, din ăștia la jury duty, veniți încoace să vedeți ce vorbim noi aici despre asta, e ceva, da? Toți oamenii aceștia au o notă comună.
lipsește Dumnezeu din ei. Ascultă-i predica, ascultă-i vorba. Ai auzit așa, ai auzit așa? Dar de cineva ai auzit ceva? Nu am auzit nimic. Nici o diferență nu era între cananiții aceia idolatri care aduceau jertfe umane și oamenii ăștia care văzuseră minunile lui Dumnezeu nemai auzite, nici o diferență nu era între ei. Ambele grupe nu aveau niciun Dumnezeu și vorbeau între ei tremurând. Unii tremura de frica celorlalți. Într-o seară la noi, la Câmpul Lung, am primit în gazdă un frate de aici, din Statele Unite, frate de culoare, de culoare perfectă era. Și a venit la noi acasă frumos, a fost o masă, i-am dus eu cu mașina cu 80-90 la oră printre vaci și oi și au țipat un timp și după aceea zice, m-am abandonat, nu mai întrebă niciun fel, gata, nu mai vreau să... Am ajuns acasă în final. Și am servit masa și l-am adus pe dumnealui să se odihnească într-o cameră care aveam, nu era o casă naționalizată, și aveam o cameră dincolo de apartamentul unei doamne în vârstă. Numai camera izolată. Și l-am dus în camera aceea izolată, dincolo de apartamentul acesta. Cum dânsul avea obiceiul acela de a sfărăi, dar voi nu știu dacă ați auzit, un profesionist în materie. Am avut noi câțiva în casă, ziceam, noi am dormit pe jos, dar cine a închis ochii toată noaptea? N-ai cum să... Pentru că știți de ce n-am dormit? Că eram sigur că ăsta a murit în somn. Zic că n-are cum să mai trăiască cineva în condiția. Și cam așa sfărăia... Cam așa sfărăia Richard Bland al nostru. Și da, vecina nu știe ce s-a întâmplat și aude decât un sfărăit așa masiv în viața ei n-auzit. Dânsa era familiară cu noi, când și când mai deschidea ușa, intra în casă peste noi, mai nu era nicio problemă. Acum când aude un așa sfărăit, îi zbârnăiau oalele la ea în raft unde le ținea acolo, atunci femeia s-a ridicat imediat și a zis, domne, vecinul moare de inimă, nu se poate așa ceva. Și noi eram în casă cu copiii. Și când s-a sculat, s-a dus în camera, a deschis ușa. Acolo nu era lumină, în afară că noapte e noapte, dar acolo nu era nicio fereastră, nu avea camera. Deci întunericul a fost absolut total. Și ea a deschis ușa, sfărăitul continuă acolo cu mare putere. Și deodată când a deschis ușa și a văzut sfărăia asta, femeia a strigat, hei, a strigat acolo. În clipa când a strigat hei, odată a apărut în bezna aceea un set de dinți și doi ochi. Deci este tot ce a văzut ea în clipa aceea. A început să țipe odată de spaimă și ăsta, Richard Bland, de spaimă, a început să țipe din pat. Și eu am alergat repede din casă și să văd ce se întâmplă, că erau niște râgnete din astea neumane. Deci una este muzical, dar era neumane astea. Și ies repede din casă, alerg acolo și ce-mi văzut ochii? Richard răgnea la ea cât putea, wow, de spaimă, și ea de spaimă răgnea înapoi la Richard. Și am potolit amândoi și vecina m-a mustrat, a zis, mă omor de inimă din cauza că dacă știam că ăsta aici nu intram niciodată, că m-am pomenit și am văzut ceva alb în tuneric acolo și m-am înspăimântat. Iubiții mei, cine credeți că sunt oamenii ăștia care încearcă să fie o amenințare pentru noi? Dar oamenii ăștia care tremură de frica celor care tremură de ei, ăștia cine sunt? Mântuitorul a descris starea asta în cuvintele niște copii în piață care se uită unii la alții și își cântă și vorbesc între ei. Doi, niște copii vorbesc între ei. Unde este Dumnezeu în toate acestea? Ați văzut diferența între mărturia lui Caleb și mărturia celor 10? A zis, nu e bine ce faceți. Dumnezeu este cu noi. N-a crezut nimeni lucrul ăsta. N-a crezut o țară întreagă lucrul ăsta. Aici duce felul ăsta de trăire. Și ca slujitor al vostru și ca unul care am spălat picioarele multora din adunarea aceasta, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu cultivați acest fel de viață. Duce la rău. Duce la foarte rău. Nu vă hrăniți sufletele cu așa ceva, că acesta este un drog, dacă vreți să știți. Produce spaime în om și el are nevoie de un drog și mai tare, și mai tare. Și pastorul cu care am vorbit, legat de conținutul predicilor lui, dumnealui, l-am întrebat, ești conștient că vinzi droguri? Și am spus, nu, zic că trebuia să fii, zic, băgăm pușcărie numai pe ăștia cu strignină, nu știu ce fel de droguri folosesc pe aici, dar zic că ar trebui băgați în pușcărie oamenii care vând astfel de droguri altor oameni, zic. Acolo unde este Dumnezeu, Biblia spune, în dragoste
Nu este frică. Eu nu sunt nici fricos, nici curajos. Cât este Dumnezeu prezent, nu am nevoie să mă gândesc la lucrul ăsta. Am nevoie să mă gândesc cine e cu mine. Asta e tot. Celelalte sunt rezolvate. Nu mă întâlnesc personal cu cineva, eu și tu. Nu. Caut să nu vin singur niciodată. Era mic și m-a alergat un om bolnav mental din sat de la noi, care aproape omoră niște copii și m-a vrut să mă prindești pe mine să mă omoare. Am alergat până acasă, gata, gata să mă prindă, dar eram singur acasă. Home alone. Ce să fac? Cine să mă mai scape? Unde să mai fug de aici? Și atunci mi-am venit o idee. Când am sărit pe treptele casei și criminalul era foarte aproape de mine să mă prindă, am strigat tare la fereastră. Tată, este aici, ieși afară! În clipa când am spus cuvintele astea, tata era un individ. Iar nimeni nu era acasă. Doar am strigat, tată, ieși afară că e aici, să-l prindem. Acum e momentul, tată, bagă tare! Și să bagi tare, frățioare, că zbura pietele în urma omul ăsta, a întors imediat la 180 de grade și era la capătul celălalt al uliței până ai zice 3. Psalmul spune, zice, eu spun lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dar a intrat în spaima aceasta, pierzi cunoștința și credința în Dumnezeu, pe loc. Rămâi tu și nenorocirea. Și atunci e normal ca ei să vină și să negrească țara și spaima aceasta te duce până acolo încât ești în stare să faci orice fel de păcat, de spaimă. Sunt oameni care au curvit, care au ucis, care au mințit și au fost condamnați pentru crimă, pentru desfrâu, pentru omor. În realitate ei nu erau vinovați de lucrul ăsta, ei erau vinovați de spaimă. Spaima i-a determinat spaimă. Ați văzut ce a făcut Sara? Sara a mințit pe Domnul. De frică. Frica te face să minți și pe Dumnezeu. S-a întors și a întrebat, de ce ai râs? Nu am râs. Da, ai râs. Dar de spaimă. Spaima te face să declari că nu l-ai văzut pe Iisus în viața ta. Te jur de 3 ori că nu l-ai văzut. Înjur ca birjare lângă foc. Păcatul era același. Și spaima aceasta, în final, scrie Scriptura afară, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Înțelegi unde duce drumul ăsta? Nu lua chestia asta, că eu sunt femeie, sunt mai fricoasă, eu sunt moș, sunt mai fricos. Nu e nimeni. Dumnezeu e același și pentru tine și pentru... Nu, nu slăbiciunea fizică sau psihică, ci prezența sau absența lui Dumnezeu este ceea ce dă culoare unor astfel de lucruri. În momentul în care ești confruntat cu imposibilul în viață, dialogul tău nu este tremurând de ceea ce tremură la rândul lui de tine. Nu. Dialogul tău este cu Dumnezeu. Domnul inspector este chemat pentru că nu merge sâmbătă la școală. Este amenințat. Ce ai de gând să faci? Domnul profesor e chemat de domnul inspector. Ce ai de gând să faci? Domnul profesor răspunde simplu. Domnul inspector, am să mă rog. Te rog frumos să nu te rogi pentru mine. Te rog foarte mult să nu te rogi pentru mine. Păi deci ție ți era frică de ăsta căruia era frică de tine la rândul tău. Nu sfidăm pe nimeni, nu speriem pe nimeni, nici nu ne speriem de nimeni. Lupta sufletului nostru este să păstrăm întotdeauna vie conștiința prezenței lui Dumnezeu cu noi. Asta e tot. E ceva care nu se poate explica, e ceva care trebuie trăit. Și răspunsul nostru în fața imposibilului sau amenințării totale trebuie să fie unul simplu. Întoarcerea ochilor noștri spre Dumnezeu. Sufletul nostru trebuie să fie
trainuit, cum să zice, instruit, antrenat să învețe să se îndrepte spre Dumnezeu în orice fel de împrejurare. De obicei ne îndreptăm spre El, dar după ce a trecut situația. Uite, vezi, am uitat de Dumnezeu. Când te confrunți cu lipsa, ce aveți? Nu avem decât trei pâini și de pește. Asta e tot ce aveți? Pe mine nu mă aveți? Oh, chiar așa e, te avem și pe tine. Uitasem. Doar atâta ne... Atâta. Conștiința noastră trebuie să se îndrepte ca acul magnetic spre pol, întotdeauna spre prezența lui Dumnezeu. Între lei sau la birou, în guvern sau indiferent unde. Prezența lui Dumnezeu trebuie să ne fie cel mai scump lucru pentru sufletul nostru. Și nu este o luptă ușoară aceasta. Noi suntem, la noi eu-ul nostru e prezent în toate. Și nu este simplu să treci de la eu la el. Este o luptă destul de grea și spune Sfânta Scriptură, mă port aspru cu trupul meu, alerg, îl țin în stăpânire, lupt cu gândurile mele să le țin întotdeauna conștiente de prezența lui Dumnezeu. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel de mâna lui Madian. Puterea pe care o am, noi am înțeles și am îndemnat și pe alții și ne-am zis și nouă că du-te cu ce ai, chiar dacă n-ai, dacă ai puțin, păi, mai frate, nu reușești să înțelegi că e vorba de numere. E una că tu să ai această capacitate și alta că cel din fața ta să aibă capacitatea de 10 ori cât tine și tu te duci cu ce ai tu. Du-te cu puterea pe care o ai, frate, du-te cu mâinile goale, du-te cu... Și încearcă să rezolvi asta împotriva unuia care are de toate, adică unei situații. Nu despre asta a vorbit Biblia, du-te cu puterea pe care o ai. Când a spus du-te cu puterea pe care o ai, s-a referit la Dumnezeu. Nu i-a zis du-te cu buzunarele tale goale, du-te cu... Nu, nu, nu. S-a referit la Dumnezeu. Du-te cu puterea pe care o ai. Așa să ne ajute Dumnezeu să plecăm în lumea aceasta și noi, la rândul nostru. Niciodată singuri. Să ne rugăm împreună, ca dacă avem tendința de a pleca singuri, să rugăm pe Dumnezeu să amâne plecarea. Sau mai bine să nu mai fie nicio plecare. Nici de aici din adunare. Mai rămâne unul pe bancă și când te uiți, el nu mai era. Mai bine să ne rugăm. Pentru că așa a zis cuvântul, dacă nu ești tu prezent, e mai bine să rămânem aici. Nu ne trebuie niciun canan, niciun... Nu. Prezența ta, Doamne, e tot ce-mi doresc. Aceasta ne este rugăciunea. Acest lucru este povara sufletului meu de mult. Închei prin a aduce în fața voastră un moment din viață al unui ostaș adventist care tremura sărmănuțul de frică, lua la armată și pe el. Eu terminasem armata, dar pe el îl lua atunci. Și era spaima lumii armata în țară. M-a rugat pentru el, dar Domnul nu lucrează de cele mai multe ori cu vorbe, ci cu viață lucrează. Și atunci el îmi spune mie de ce este atât de înspăimântat. Pentru că, uite de ce, un prieten al meu, Marcel, este acum încorporat în armată, îl țin nemâncat, a făcut un ulcer, vomită sânge continuu și caporalul este un fost adventist. Îl bate până nu se mai ridică de jos. Îl chinuie la instrucție până nu mai are suflet în el. Și de-aia mi-e frică de armată. Și atunci am stat și am încercat să înțeleg glasul lui Dumnezeu. Cum caut să înțeleg de fiecare dată când vin și aici? Și a fost un glas foarte ciudat. Auzi, zice, ia pe băiatul ăsta și du-te la unitatea militară. Spune comandantului să păzească pe băiatul ăla bolnav. Spune comandantului. Și zic, Ionele, îi spun băiatului, Ionele, mergi cu mine, mergem la unitatea militară, amândoi și o să vorbim cu comandantul. Am făcut un pas să-și pierdă viața asta. E tot ce lipsea fricii lui totale, e tot ce lipsea acum să mergem acolo. Și am mers acolo. Am mers la unitatea militară. A turnat o ploaie din aceea de zile mari, ne-au dat până la piele.
Nu am mai liniștit, am ajuns la poartă, acolo era ofițerul de serviciu cu toată lumea, ce cu voi aici, ce se întâmplă? Eram ca doișoare ciudați. Nu aveam niciun fel de bagaje, niște haine cu numai eu știu să mă aranjez, toate erau pregătite. Vă dați seama, și Ionel cu mine. Și atunci noi spunem domnului ofițer, bună ziua, dar vrem să vorbim cu comandantul unității. Cu domnul general? Da. Domnule, rămâneți aici. Dă niște telefoane imediat și noi cu apa curgând. Domnule, a spus să așteptați puțin că o delegație aici și pleacă imediat și vă primește acum. Gata, a plecat, venise și altă delegație, numai delegația care era. Și s-a terminat, ne-a spus că putem să intrăm. Am mers liniștiți pe o alee, însoțiți de un ofițer, am mers în prezența comandantului. Bună ziua, domnul comandant, aici este un tânăr care trece prin situația aceasta, unitatea militară, și am venit aici să vă cerem să-l păziți, să-l protejați, să-l mutați, să-l ajutați. Am să fac un gest acum pe care voi trebuie să-l țineți minte, poate nu o să puteți să-l credeți, dar nu are nimic, păstrați-l acolo și arătați-l domnului, întrebați-l dacă a fost așa. Comandantul unității militare a luat drepții în fața noastră, mea și a lui Ionel. A luat drepții în fața noastră cu uniformă așa și a spus, am înțeles. Mulțumim frumos. Și delegația a plecat. Imediat băiatul nostru a fost mutat, imediat a fost trecut la regim, toate lucrurile s-au schimbat, dar nu numai cu stomacul lui, ci cu mintea acestui băiat care a ajuns predicator al cuvântului lui Dumnezeu. Iubiții mei, cine a însoțit pe băiatul ăsta, te însoțește și pe tine. Nu-ți fie niciodată frică, ochii la Dumnezeu, nu-ți fie niciodată frică. Dacă mor sau dacă trăiesc, nu acesta e subiectul. A trăi este Hristos, a muri e un câștig, ori e adevărat, ori nu. Dacă este adevărat cuvântul acesta, nu are însemnătate ce se întâmplă, ci are însemnătate cu cine mi se întâmplă ce se întâmplă, cu cine sunt când mi se întâmplă aceste lucruri. În mâna bunului Dumnezeu ne încredințăm și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Să venim în rugăciune. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus să ne dai totdeauna darul prezenței tale. Orice se va lua de la noi, în afară de tine, Doamne. Rămână totdeauna harul bunătății, îndurării și puterii tale asupra noastră. Și fă ca privirea noastră să se îndrepte totdeauna întâi și întâi spre tine. Și în toate și în tot numele tău să fie binecuvântat în veci. Amin.